seara, sunt Tatiana Nastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Călătoriile cu transportul se vor scumpi de 1 martie. Tariful pentru rutele internaționale și raionale vor crește cu până la 20 de bani per kilometru. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Iurie Podarilov, și-a dat demisia. În locul lui a fost numit un secretar de la MAI. Iar procurorul șef din Hâncești a fost reținut azi dimineață, este bănuit de îmbogățire ilicită și fals în declarația de avere. Din 1 martie, biletele pentru călătoriile cu transportul public vor fi mai scumpe. Tarifele au fost anunțate de vicepremierul Andrei Spânu, care astăzi a semnat un ordin în acest sens. Spânu a anunțat și despre lansarea unui program prin care să ajute transportatorii să-și înnoiască parcul auto. Nu s-a spus însă nimic despre banii care vor fi alocați pentru acest proiect. Am făcut diferențiere dintre tarif pentru rutele interraionale, care tariful va crește cu 10 bănuți, am spus treptat. Dacă vă aduceți aminte, solicitările inițiale au fost chiar de dublare a tarifului. Eu mă bucur că noi am ajuns la acest consens cu transportatorii. Și a doilea mecanism este pentru rutele raionale, în interiorul unui raion, în care tariful ar crește cu maxim 20 de bănuți. Astfel, dacă acum tariful pentru un bilet de la Chișinău la Bălți este de 80 de lei, de la începutul lunii viitoare, prețul acestuia va depăși 90 de lei. Prețul biletului Chișinău-Drochea este de 109 lei, iar în urma scumpirii va fi de aproape 130 de lei. Biletul până la Cahul va costa peste 110 lei, iar până la Briceni 230 de lei. Călătoriile dintr-un sat în altul, în același raion, vor fi și mai scumpe. De exemplu, o călătorie de 50 de kilometri costă acum 30 de lei, iar în urma majorării tarifului, aceasta va fi cu 10 lei mai scumpă. Totodată, în cazul în care transportatorii vor ajunge la o înțelegere cu administrația publică locală, tariful ar putea crește și mai mult, însă nu va depăși un leu per kilometru. Andrei Spânu a vorbit și despre lansarea unui proiect de modernizare a transportului public, ceea ce presupune înnoirea parcului auto. Acordarea de fonduri, sprijin pentru investiții, subvenții de la bugetul de stat pentru a susține procurarea de microbuze și autobuze noi, moderne. Reducerea de taxe la importul de autobuze și microbuze noi, moderne, și atragerea de fonduri europene și de la alți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. Președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto spune că transportatorii urmează să se întrunească într-o ședință în care vor discuta propunerile autorităților. Programul de modernizare a transportului sună frumos, dar unii banii în buget nu-i nic prevăzut, modificare legii buget nu-i nic clar. Deci sunt mulți, pentru noi sunt multe neclarități. Decizia de a aproba un nou tarif a fost luată de autorități în urma grevei de săptămâna trecută organizată de transportatori care au cerut dublarea tarifului. În prezent, prețul la călătorie este de 60 de bani per kilometru și a fost modificat acum 3 ani. Criticat în ultima perioadă pentru deciziile luate și acțiunile poliției, șeful Inspectoratului General de Poliție, Iurie Podarilov, a fost demis din funcție. Decizia a fost aprobată astăzi la ședința Guvernului în baza cererii de demisie. În locul lui a fost numit un secretar de stat de la Ministerul de Interne. Eliberarea domnului Iurie Podarilov din funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne din data de 16 februarie 2022, în baza cererii proprii de demisie. Rog susținerea proiectului. Toți miniștrii au votat pentru demisia lui Iurie Podarilov. Am încercat să aflăm din ce motiv a decis să plece, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon. Imediat după ce a fost aprobată demisia lui Podarilov, cabinetul de miniștri a numit un nou șef la IGP. Viorel Cernăuțean, până astăzi secretar de stat la MAI, a fost numit în funcție. Iurie Podarilov a devenit șef al Inspectoratului General al Poliției în luna septembrie 2021 pe un termen de 5 ani, la propunerea ministrului de interne, Ana Revenco. Decizia a fost criticată pentru că în 2018, Podarilov a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un dosar de luare de mită. El a stat un an după gratii, fiind ulterior achitat. Podarilov a demisionat după ce, în ultima perioadă, a fost dur criticat pentru intervenția poliției în localul din sectorul Râșcani al Capitalei, unde peste 100 de oameni ar fi fost ținuți în interior timp de 3 ore, cu ușile închise și luminile stinse, pentru a lăsa impresia că, de fapt, clubul nu activează, dar și pentru felul în care a reflectat și a comunicat despre acele acțiuni. Procurorul șef al Procuraturii din Hâncești a fost reținut în această dimineață pentru 72 de ore în biroul și la domiciliul acestuia. Procurorii anticorupție au efectuat percheziții. Maxim Gropa este bănuit de îmbogățire ilicită și fals în declarația de avere.
Procurorii anticorupție au descins azi dimineață în biroul și în locuința lui Maxim Gropa. Este vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită și falsă în declarația de avere. Acesta a fost reținut de către procurorii anticorupție pe un termen de 72 de ore. Deocamdată nu am reușit să discutăm cu avocatul acestuia. Responsabilii de la Procuratura Generală ne-au spus că vor oferi mai multe detalii despre dosarul în care este vizat Gropa după ce vor finaliza acțiunile de urmărire penală. În 2021, Maxim Gropa a fost desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor în funcția de procuror șef la Procuratura Hâncești. În 2017, ziarul de gardă a scris că Gropa, pe atunci procuror la PC Cox, a primit diploma și titlul de cel mai bun în profesie dintre acuzatorii de stat din procuraturile specializate. Acesta a gestionat anterior dosarul Machena, în care 15 actuali sau foști angajați ai Departamentului Instituțiilor Penitenciare au fost puși sub învinuire pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și amestecul în înfăptuirea justiției și în urmărirea penală. Potrivit declarației de avere pentru anul 2020, Maxim Gropa deține a patra parte dintr-un apartament de peste 70 de metri pătrați, în valoare de circa 400 de mii de lei. El a indicat un venit de aproximativ 500 de mii de lei și un automobil Opel Zafira produs în 2005 și cumpărat în 2010 cu doar 3 mii de lei. Rusia nu va ataca astăzi Ucraina. Războaiele din Europa rare ori încep într-o zi de miercuri, a declarat ambasadorul rus pe lângă Uniunea Europeană, respingând astfel avertismentele SUA privind declanșarea unui conflict armat în estul țării vecine. Pentru a confirma asta, Ministerul Rus al Apărării a publicat un video care arată o coloană de tancuri și vehicule militare părăsind Crimeea anexată pe un pod de cale ferată după exerciții. Într-un discurs ținut aseară la Washington, președintele american Joe Biden a transmis Moscovei încă o dată că SUA și NATO nu sunt o amenințare pentru Rusia. Are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. Neither the US nor NATO have missiles in Ukraine. We do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy, and I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine. Biden a avertizat că o invazie a Ucrainei este iminentă și, dacă s-ar întâmpla, ar aduce cu sine sancțiuni economice dure, reluând ideea că, în caz de conflict, nu va trimite militari americani în Ucraina. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy, to be engaged in diplomacy with Russia. And our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. Astăzi, ambasadorul Rusiei pe lângă Uniunea Europeană, Vladimir Cizhov, a respins avertismentele SUA cu privire la un posibil atac rusesc asupra Ucrainei. În ceea ce privește Rusia, vă pot asigura că miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio escaladare nici săptămâna viitoare, nici în săptămâna următoare, nici luna viitoare. Războaiele din Europa rare ori încep într-o zi de miercuri, a declarat oficialul rus pentru cotidianul german. După ce au anunțat ieri că își retrag o parte din trupele dislocate la granița cu Ucraina, rușii au publicat imagini noi cu tehnica militară care traversează podul de legătură dintre Rusia și Crimeea. Chiar și așa, președintele Biden, oficialii europeni, dar și cei ucraineni s-au arătat sceptici față de afirmațiile rușilor privind retragerea trupelor. Nu, no, z Rosijskoj Federacijoj postino lunajuť rizni zajavy, tomu u nas je vže pravilo, знаєте, не почуємо, тоді повіримо, а побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення, повіримо у деескалацію. Azi dimineață, site-urile oficiale ale Ministerului Educației și Științei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Stat de Urgență și Cabinetului de Ministri din Ucraina nu a funcționat. Unii utilizatori raportează și probleme la accesarea site-urilor web ale Oficiului Președinției și ale Serviciului de Frontieră. Ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihail Fedorov, a spus că echipele de IT au respins atacuri ale hackerilor din patru țări, Rusia, China, Cehia și Uzbekistan. Iar președintele Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu cancelarul german Olaf Scholz și a declarat că este pregătit să continue negocierile cu Occidentul. Kremlinul a cerut ca NATO să își limiteze activitățile în Europa de Est și să promită că nu va primi în rândul său foste republici sovietice precum Ucraina. Moscova a cerut de asemenea interzicerea desfășurării la granițele Rusiei a unor sisteme de arme, inclusiv a unui sistem american de apărare antirachetă. În ziua vehiculată pentru un posibil atac al Rusiei, Ucraina sărbătorește Ziua Unității.
În numeroase orașe, ucrainenii au arborat drapelul național pe diferite instituții, ce a făcut în această zi președintele Vladimir Zelenski, aflat în jurnal. Franțeluța a înregistrat pierderi de peste 12 milioane de lei anul trecut, iar din acest motiv, întreprinderea a fost nevoită să majoreze prețurile la pâine acum două săptămâni. Asta a declarat directorul combinatului, care a fost audiat astăzi în Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului. Victor Matkov susține că pierderile au fost cauzate în mare parte de creșterea prețurilor la gaze, dar și la făină. Noi, pentru anul 2021, înregistrăm pierderi de 12.454.000 din cauza scumpirilor. Fiindcă asta arată imediat scumpirile la gaze și materii prime. În cazul de bază este făina. Noi am înregistrat pierderile astea numai din activitate operațională 10.168.000 de lei. Victor Matkov a precizat că cele mai mari pierderi s-au înregistrat în special în ultimele două luni ale anului trecut, noiembrie și decembrie, suma depășind 8 milioane de lei. Din acest motiv, spune el, compania a fost nevoită să majoreze prețurile la pâine și produsele de panificație, care constituie 85% din volumul total de producție. Păstrând prețurile vechi, fără modificare, întreprinderea avea să înregistreze pierderi la sfârșitul anului 2022 în volum de 73,6 milioane de lei, ceea ce era sigur inadmisibil pentru societatea noastră, pentru societatea pe acțiuni. Matkov a sugerat că o eventuală scumpire a tarifelor la energie electrică ar putea genera noi scumpiri ale produselor fabricate la întreprindere. Reprezentanții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care săptămâna trecută au cerut audierea în plena ministrilor Economiei și Agriculturii pe subiectul creșterii prețurilor la pâine, nu au participat astăzi la audierea directorului general interimar al Franțeluța. Potrivit unor date prezentate de producătorii de pâine, cota de piață a combinatului Franțeluța este de 20%. Cel mai mare combinat de panificație din țară este Milina, care a majorat prețul la sortimentul de panificație încă în decembrie. Topul producătorilor de pâine este urmat de combinatul Brodețchi, Șapte Spice și Cahulpan. Aceste combinate au scumpit pâinea încă la sfârșitul anului trecut, motivând că cheltuielile pentru producere sunt mai mari. Franțeluța este ultimul dintre acești producători care a majorat prețul la pâine. Se anunță un an cu creșteri însemnate ale ratelor la credite, asta după ce Banca Națională a majorat agresiv rata de bază de la 8,5% la 10,5%, adică a scumpit banii ca să țină sub control creșterile prețurilor. Experții spun că asta îi va face pe oameni să ia mai puține credite, ceea ce va duce la micșorarea inflației. Acesta este mecanismul pe care Banca Națională poate să-l utilizeze în contextul în care prețurile au explodat în țara noastră, iar alte scumpiri abia urmează. Oamenii vor putea lua mai puține credite pentru că, respectiv, creditele se vor scumpi. Rata de bază este procentul cu care Banca Națională acordă bani celorlalte bănci. Cetățenii care vor lua mai puține credite vor consuma mai puțin și asta ar conduce la micșorarea prețurilor. Expertul în economie, Victor Ciobanu, spune că și cei care deja au luat credite vor plăti mai scump. Majorarea ratei de bază este necesară în condițiile în care inflația a ajuns la un nivel record, iar prețurile continuă să crească. Problema este pe cât va fi de suficientă această majorare a ratei de bază pentru a stopa această inflație galopantă. Dacă ne uităm atent peste această inflație și ne comparăm cu țările din regiune, observăm că noi, de fapt, anul trecut am fost campioni la inflație, fiind depășiți doar de Turcia. În țara noastră, inflația de aproape 17% depășește de 3 ori media europeană, care este de peste 5%. Asta înseamnă că prețurile cresc mai mult la mărfurile și serviciile din țară decât prețurile la mărfurile și serviciile importate. Și atunci când doamna prim-ministru Gavriliță spune duceți-vă la Banca Națională pentru că ea răspunde de inflație, asta nu cred că este o abordare corectă. Banca Națională
Răspunde de o parte inflației și iată, ea și-a exercitat deja tot arsenalul de măsuri. Mai departe, ce facem cu cealaltă inflație de două treimi? Este un obiectiv care trebuie să-și propună guvernul. Ce facem, de exemplu, cu schemele petroliștilor, importatorilor de medicamente? Luni, în cadrul emisiunii În profunzime, premierul Natalia Gavrilița a spus că Banca Națională ar trebui să răspundă pentru nivelul înalt al inflației. În replică, guvernatorul Octavian Armand Mașu a declarat că BNM a venit cu mai multe mecanisme pentru a controla inflația. Iar Banca Națională a anunțat că inflația prognozată pentru acest an se va ridica la 21% în varianta optimistă și la 27% în cea pesimistă. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în domeniul energetic și în alimentație. A fost lansată cea de-a doua etapă a proiectului pilot privind taxarea electronică în transportul public din capitală. Spre deosebire de prima etapă, validatoarele sunt instalate în troleibuze și autobuze și nu mai sunt purtate de taxatori. Chiar dacă oamenii văd cu ochi buni această modalitate de achitare a călătorii, ei puțini sunt cei care se încumetă să testeze aparatul. Cine a luat doilea? Ați văzut? Și-o... Lahim Nușarom locuiește în capitală și călătorește des cu troleibuzul de pe ruta numărul 30, care circulă spre aeroport. Bărbatul a decis să testeze noul aparat care permite achitarea călătoriei cu ajutorul cardului. Comod, dar știi și... Că când vii aici, îți dau catifișele de două, stări într-o parte și nu-ți iei vântul. Și alți pasageri văd cu ochi buni noua tehnologie electronică de achitare, însă nu se avântă să o încerce. Este cartăși prilăzilă și Будете ей пользоваться? Буду. А сегодня пользовались? Нет, у меня еще пока проездное действует. Ну, порта карду для меня, ой, когда-то шанса. Мы бы не архику карду. Да, пентру ной, кари вним рар. Dacă n-avem card într-adevăr, bani să fie, dar să-i avem pe șpeiște. În 7 troleibuze de pe ruta numărul 30 au fost instalate câte 2 validatoare la intrările din mijloc și cele din spate. Întrucât oamenii încă nu sunt bine informați despre existența aparatelor, în transport lucrează în continuare taxatoarele. В основном люди предпочитают рассчитываться деньгами. Кто карточку не берет с собой, кто предпочитает деньгами. Может быть, поколение той, еще той старой закалки не пользуются спросом. Achitarea cu cardul bancar se face în felul următor. Se apropie cardul de validator, apoi se emite un semnal. În cazul în care ecranul se face de culoare roșie, atunci achitarea a fost nereușită. Iar în cazul în care a fost culoarea verde, atunci ați făcut asta cu succes. Asemenea, validatoare au fost instalate și în autobuzul de pe ruta numărul 37, care circulă din oraș spre Băciui. Iar în curând, cu aparate vor fi dotate troleibuzele de pe rutele 22, 23 și 24, care au făcut parte din primul proiect pilot, când validatoarele erau agățate în stil poștaș la pieptul taxatorilor. Toate rutele implicate în proiectul pilot eventual vor trece la montarea terminalelor. Perioada de testare a acestora se va încheia în septembrie. Să recunoaștem, nu prea se bucură de popularitate achitarea online. Pe rutele care circulă prin centrul orașului are o popularitate mai mare, pe rutele de suburbii, din păcate, lumea totuși preferă să achite cu banii cash. Rata cea mai mare care am obținut-o până în prezent, așa, este maxim de 6% pe anumite rute și rata minimă este până la 1%. După ce se va încheia perioada de testare a achitării electronice, se va decide dacă proiectul va fi implementat. Primarul municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, susține că a găsit în biroul său de serviciu dispozitive de interceptare. Edilul ar avea și câțiva suspecți, însă a evitat să spună cine sunt aceștia. Grigorișin a depus o plângere la poliție, iar oamenii legii spun că întreprind măsuri pentru a depista cine a instalat dispozitivele. Primarul municipiului Bălți susține că cele două dispozitive de interceptare au fost descoperite sub masa de lucru și în sistemul de ventilare, după o curățenie generală în biroul său. Такого чёрного цвета, устройство как таблетка. Я оторвал, будем так говорить, от этой решётки это устройство, и меня заинтересовало, что я понимаю, что скорее всего, что на таком расстоянии одно не может быть. Я начал обследовать свой письменный стол. Я без приборов нашел, чтобы вы понимали, на задней крышке своего стола нашел такое же устройство. Grigorișin spune că a apelat la specialiști care i-au spus că a fost interceptat mai bine de o lună. Это как будем говорить, как батарея, да, в часах или еще где-то, знаешь, микро такая батарея. И когда ребята мне сегодня сказали, что установили ровно один месяц и две недели с погрешностью 3-4 дня,
то я понимаю, что это было установлено где-то после местных выборов. Григоришин susține că intuiește cine a instalat dispozitivele de interceptare. Когда у меня будут доказательства, я озвучу этих людей. Если это было именно госструктура или это была официальная прослушка, но, во-первых, это должно быть решение суда. Primarul de Bălți a depus o plângere la poliție, iar oamenii legii ne-au spus că aceasta se examinează și se întreprind un șir de măsuri și acțiuni pentru a depista cine a instalat dispozitivele. Grigorișin a fost ales primar de Bălți în urma turului 2 din cadrul alegerilor locale din 19 decembrie. Acum câteva zile și noul șef al CNA, Iulian Rusu, a anunțat că a găsit în biroul său dispozitive cu presupus scop de monitorizare. Materialele au fost expediate procurorilor pentru examinarea și luarea unei decizii. Inundații catastrofale în Brazilia, șuvoaiele au luat pe sus mașini și chiar clădiri, iar alunecările de teren au provocat dezastru. Sunt peste 30 de persoane decedate și pagube materiale uriașe. Vă arătăm mai multe imagini la știri. Procurorul general interimar Dumitru Robu nu mai beneficiază de pază de stat. Potrivit reprezentanților Procuraturii Generale, acesta a renunțat la pază pentru că nu mai sunt riscuri ce ar putea să-i pună securitatea în pericol. El a beneficiat de acest serviciu din noiembrie pentru că în acea perioadă existau anumite riscuri fără să ofere detalii. Dumitru Robu a fost numit procuror general interimar după ce Alexandru Stoianoglu a fost reținut. Așa cum ne-am obișnuit, după jurnalul de la ora 17, o așteptăm pe micile ecrane pe Anișoara Login cu emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara, bună seara! Știi că mă gândeam astăzi că în sfârșit a venit primăvara, parcă, și în același moment... Da, bună seara, Anișoara! Dacă nu mă uit prin părți... Unde e Anișoara? Bună seara, Tatiana! Dă-mi-o pe Anișoara! Ultima dată când am fost la voi, am spus că arăți foarte bine. Vrei să-mi spui și azi? Acum, încă o dată m-am asigurat că într-adevăr așa este și pot să afirm cu toată siguranța că la ProTV sunt cele mai frumoase prezentatoare. Mulțumesc. Dacă nu aveam fond de ten pe față, probabil că roșeam. Îți stă bine. Mulțumesc. Arăți bine. ProTV se mândrește cu tine. Mulțumesc, Anatol. Și cu tine. Cu siguranță. Mersi. Luptăm pentru asta. Sunt în trecere. Am luat-o și pe Camelia. Așa. O să avem vreo 5-6 minute, o să cântăm și o să ne ducem puțin în anii 2000. Cânti și tu? Din păcate. Dar eu am să cânt, dar voi să vă uitați la Camelia. Ok. E o rugăminte mare din partea mea. Pentru nostalgici, doar pentru ei, vor fi alea 7 minute. Chiar o să mă uit. Am să te invit lângă noi. Anișoara nu vine? Anișoara nu vine, mă. Fata stă lângă mine, îmi ține piciorul să stau până la urmă în live-ul ăsta. Îți zic, după noi mai vine cineva, dar știi cum, surprize. Vedem singur, da, ok. Da. Am înțeles. Mulțumesc, Anatolie. Da, pe Anișoara astăzi n-am văzut-o. O vedem un pic mai târziu, în câteva minute, iar noi continuăm cu știrile. Valul Omicron și-a atins apogeul în Republica Moldova, iar numărul de infectări va fi în descreștere în următoarea perioadă, cel puțin asta afirmă ministrul sănătății Alan Nemerenko. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a opri pandemia în lume, este nevoie ca până la jumătatea acestui an în fiecare țară să se imunizeze 70% din populație. Când va fi atins acest indice în țara noastră, nu este clar deocamdată. Aceste două săptămâni online învățământului, deci a permis ca să nu atingem un apogeu mult mai înalt. Începem să ne mișcăm în jos, am închis foarte multe din secțiile care erau pentru activate pentru pacienți COVID. Chiar dacă Nemerenko susține că acum nu ne paște o nouă creștere a cazurilor de COVID, există posibilitatea ca în lume să apară subvariante ale Omicronului. Totodată, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în Moldova susține că pandemia ar putea să se încheie în acest an, dacă vor fi imunizați 70% din totalul de locuitori ai fiecărei țări. And we've heard that we are 2 years already into this pandemic, but we can end it. And if we want to end it, if we want to end this acute phase of the pandemic, which we can do this year, and we can also end COVID-19 being a global public health emergency, we have tools to do it. What we can do is to reach our common goal to vaccinate 70% of the population in every country
by mid of this year. Când anume Moldova va atinge imunitatea colectivă, adică imunizarea a 70% din populație, nu este clar deocamdată. Procesul de vaccinare este unul care decurge destul de lent. Eu consider că, de fapt, noi avem un procent mult mai mare, nu este doar opinia mea. Dacă raportăm datele despre vaccinare la numărul real de populație pe care îl raportează Biroul Național de Statistică, deci persoanele care la moment au reședință, deci se află în Republica Moldova, deci noi am atins deja 50% de cuprindere cu vaccinare, ceea ce nu este un procent rău. Potrivit unui sondaj realizat de IDIS Viitorul pe un eșantion de 1000 de oameni, rata de vaccinare anticovid în rândul moldovenilor este în creștere. 50% dintre respondenți au spus că s-au imunizat, iar peste 17% dintre cei nevaccinați vor să se imunizeze. Conform Ministerului Sănătății, în total în țara noastră, împotriva COVID-19 s-au vaccinat cu schema completă peste 1.200.000 de persoane. În ziua în care americanii spuneau că Rusia va ataca estul Ucrainei, țara vecină sărbătorește Ziua Unității pentru a-și arăta unitatea în fața unei potențiale invazii rusești. Ucraineni au arborat steagul național în culorile galben și albastru pe diferite instituții, inclusiv școli, spitale și magazine. Pe stadionul olimpic din Kiev, zeci de persoane au desfășurat un drapel lung de 200 de metri, fluturându-l pe ritmul muzicii patriotice. Un eveniment similar a fost organizat și în orașul Zaporojie. Steagul galben și albastru a fluturat pe clădirile școlilor, spitalelor și a instituțiilor de stat pentru a marca Ziua Unității. Președintele Zelenski, care a decis să meargă în estul țării în această zi, și-a felicitat cetățenii printr-un mesaj video. Ми різні. Різного віку, різної статі, з різних міст, регіонів. Різних професій, різних талантів, різних знань, мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання – бажання жити. Жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками. І на все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. Împreună cu militarii ucraineni, Zelenski a arborat astăzi steagul Ucrainei în orașul Borispol. Președintele Zelenski ar fi ales ziua de 16 februarie ca sărbătoare națională în mod parțial ironic, ca răspuns la declarațiile din presă cu privire la invazia iminentă care ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Între timp, la granița cu Belarus, unde au fost dislocați peste 30.000 de soldați ruși, armata ucraineană a desfășurat astăzi exerciții militare. Rusia a respins avertismentele potrivit cărora va invada Ucraina, dar a precizat că ar putea întreprinde acțiuni militare tehnice nespecificate dacă cerințele sale de securitate, inclusiv restricțiile asupra NATO, nu sunt îndeplinite. Cel puțin 34 de oameni au murit în urma unor inundații catastrofale provocate de ploile torențiale la Rio de Janeiro. Șuvoaiele au fost atât de puternice încât au târât cu ele inclusiv construcții pe lângă mașini și trunchiuri de copaci smulși din rădăcini. Distrugerile sunt extrem de mari și pentru că s-au produs alunecări de teren. Imagini apocaliptice cu case distruse de alunecări de teren pe versant și mașini luate de ape au postat localnicii din Petropolis pe rețelele de socializare. Numeroase magazine au fost complet inundate de apa care a pătruns pe străzile din centrul istoric al orașului. Pompierii au confirmat decesul a cel puțin 34 de persoane și au anunțat că peste 100 de oameni au fost răniți. În jur de 180 de salvatori au fost trimiși în regiune pentru a-i ajuta pe sinistrați. Primăria din Petropolis a declarat stare de calamitate pentru a face față situației de urgență. Ploile torențiale s-au încheiat, însă pentru următoarele ore au fost prognozate precipitații ușoare spre moderate, a avertizat primăria. Petropolis, reședința de vară a fostei curții imperiale, este o destinație turistică care atrage un număr mare de vizitatori în căutarea istoriei, a plimbărilor în natură și a unui climat mai temperat sau chiar mai răcoros decât pe litoralul din Rio, datorită altitudinii sale. În ianuarie 2011, peste 900 de persoane au murit în regiunea muntoasă din Rio din cauza ploilor abundente care au provocat inundații și alunecări de teren pe o zonă extinsă, inclusiv în Petropolis și în orașele învecinate Nova Friburgo, Itaipava și Teresopolis.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.